nu o să putem, dacă vreți, să oprim creșterea. Important este viteza de creștere. În momentul în care ai, să spunem, 25.000 de cazuri într-o zi și ai 10% din persoane care au nevoie de internare în spital, asta înseamnă totuși 2500 de persoane care se internează zilnic. Sigur, deocamdată sunt foarte multe necunoscute și e bine să fim pregătiți pentru ce este mai puțin bine. În România nivelul de vaccinare real este în jur de 50%, pentru că populația rezidentă în România este în jur de 16 milioane de locuitori. Să nu uităm că au fost și un număr mare de persoane care au trecut prin infecție, mai ales în valul al patrulea. Noi avem 1,8 milioane de persoane care au trecut prin boală. Probabil că numărul lor este mult mai mare. Multiplicarea care este de obicei utilizată este cu 5, deci probabil că suntem aproape 10 milioane de persoane care am trecut prin infecție, plus persoane vaccinate. Cred că toți sperăm să existe o patogenitate redusă și, într-adevăr, să putem să trecem mai ușor peste acest val 5.